Cătrin Natalia, colegi de arte, oraș Soroca. Prin această lucrare, în primul rând, eu m-am pornit de la temă, prevenim violența prin artă. Violența se înțelege prin pătei, lacrimi. De ce eu am prezentat diferite momente de violență? Da. Prin artă este mai presus. Am reprezentat o pasăre, deoarece este pace, lumină în suflet. De ce am reprezentat Fenixul? Deoarece el este o pasăre a artei, care zboară spre lumină. Violența primește de acasă. De ce eu am reprezentat o căsuță mică prin artă, așa copilărească, care va stopa, dar nu va, copiii să nu vadă violența în familie.